Vine weekendul, dar vin și ninsorile. Unde va ninge în următoarele zile în țară, ne spune doamna Elena Mateescu, directora ANM. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, doamna Mateescu. Bun găsit! Spuneți-ne, în primul rând, unde ninge în weekendul acesta și la ce trebuie să fim atenți? Într-adevăr, weekendul vine cu fenomene de iarnă. În această după-amiază și pe parcursul nopții care urmează, vorbim de zona munților Banat și vestul Carpaților meridional, va ninge local însemnat cantitativ, se va depune strat de zăpadă, mai ales în zona înaltă. Vântul va fi de interes pentru că vitezele la rafală vor depăși 60-70 de km pe oră și vor fi perioade cu viscol și vizibilitate scăzută. Mâine dimineață de la ora 8 până duminică la ora 10 intră în vigoare avertizarea meteorologică de cod galben ce vizează jumătatea estică a țării. De la ora 14 de asemenea până duminică la ora 10, respectiv de la ora 18 de mâine până duminică la ora 10, vorbim și de o avertizare meteorologică de cod portocaliu, de fapt două. Prima vizează intensificările susținute ale vântului, viscol, vizibilitate redusă sub 50 de metri, în special în Carpații meridional și de curbură. Vorbim de rafale de 80-110 km pe oră, va ninge, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Iar al doilea cod portocaliu vizează sudul Moldovei, estul Munteniei, Dobrogea și bazinul vestic al Mării Negre. Intensificările de vânt în aceste areale fiind de 85-90 de km pe oră, iar în mod deosebit în bazinul vestic al Mării Negre chiar peste 100 de km pe oră. Din punct de vedere termic, mâine ne așteptăm la valori la nivelul maximelor între 2 până la 10-11 grade, duminică de asemenea între 2 până la 10 grade, pentru ca începând de săptămâna viitoare să vorbim deja de o ușoară încălzire, pentru că luni ecartul temperaturilor maxime va fi cuprins între 4 până la 14 grade, marți deja vom vorbi de 16-17 grade. Deci începe din nou să se încălzească. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Mateescu, pentru că ați fost alături de noi. Scurtă pauză.